Și simulare, cum ați vota în cazul în care duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova? Pe primul loc, Partidul Socialiștilor, 32,4, urmat de Partidul Acțiunii și Solidaritate cu 18,1, Platforma DA 3,6, 2,7 Partidul Democrat, 2,6 Partidul Comuniștilor, 2,0 Partidul Nostru. Iar în partea dreaptă slide-ului vedeți distribuția procentuală doar pentru alegătorii deciși, deci care au conturat o opțiune de vot.